Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni, suntem în direct la emisiunea Dilemele Zilei, o nouă săptămână aici la Tele3, o emisiune de dezbateri din care să iasă la suprafață informațiile utile, încercând chiar și adevărul, legătură cu viața politică și socială a județului nostru. Dezbatem temele zilei, dilemele zilei, tot ceea ce rămâne cu semnul întrebării înspre seara. Iată, încercăm să lămurim noi aici până spre ora 22 fără 5 minute. Doi invitați la emisiunea noastră, doi tineri politicieni din județul Gorj, din Târgu Jiu, și un al treilea, dacă ni se va alătura în minutele următoare. De data aceasta vi prezint pe cei care au ajuns la emisiune. Adevărat că iarna ne-a luat prin surprindere, a luat pe toată lumea prin surprindere, posibil să fie probleme cu drumurile, cu dezăpezirea, oricum o să mai fie scoși bani din buget cu ultima răbufnire a iernii, sau cine știe, poate penultima, nu se știe, poate vom avea nisoare și în iunie. Așadar, doi invitați, domnii Radu Miruță din partea USR și Eduard Lădaru din partea ALDE. Bună seara, domnule! Bună seara, bine ați revenit la Tele3, la emisiunea Dilemele Zilei. Îl așteptăm și pe domnul Gheorghe Pecingine din partea PNL Gorj, vicepreședinte al acestei formațiuni politice. Vorbim despre politicienii locali care, iată, deși nu suntem în an electoral, suntem în an preelectoral, parcă au început goana după imagine. Vorbim de o ceartă pe cine să-și asume meritele pentru ceea ce se întâmplă cu acea casă de cultură a sindicatelor din Târgu Jiu. Vorbim despre un scandal pe, nu vă vine să credeți, nămolul de la complexul energetic Oltenia. Sigur că suntem într-un an preelectoral, la anul viitor vor avea loc două rânduri de alegeri, dacă nu greșesc, europarlamentare și prezidențiale, 2020 alegeri parlamentare și locale. Domnilor, a început cam de vreme discuția aceasta pe imagine, adună partidele cam de vreme voturi, poate uită electoratul până... Domnul Măruță, cred că în sine politica presupune ca cei care se implică în așa ceva să aibă grijă, cel puțin politica presupune ca cei care se implică să aibă grijă de imaginea lor în permanență. Imaginea e cea care ajunge la cetățeni, sigur, ar trebui ca această imagine să fie susținută și să se construiască pe niște fapte concrete. Vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră în introducerea emisiunii, da, la Târgu Jiu ninge, dar nu cred că ninsoarea de la Târgu Jiu chiar așa ține oamenii blocați în casă. E bine să spunem oamenilor ce se întâmplă, dar din punctul meu de vedere, starea vremii de acum nu e neapărat, dacă nu ești bolnav, să țină oamenii blocați prin a nu putea ieși din cauza zăpezii. Privitor la cea de-a doua sugestie pe care dumneavoastră ne-o supuseseți dezbaterii, la Casa de Cultură sau la posibilitatea ca autoritățile locale să achiziționeze Casa de Cultură a sindicatelor, din punctul meu de vedere, strict un punct de vedere personal, e o chestiune aproape obligatorie ca pentru municipiul de talia Târgu Jiului, cu operele lui Brâncuș, cu singura construcție care ar putea deocamdată să organizeze și să în interiorul să se desfășoare activități culturale, e o chestie, eu cred că normală ca autoritățile locale să cumpere această casă de cultură, însă plecând de la această idee, nu trebuie să pierdem din analiză sau nu trebuie să pierdem din dezbatere modalitatea prin care această construcție ar trebui să ajungă în patrimoniul primăriei Târgu Jiu. Am văzut săptămâna trecută o ședință de îndată, din nou o ședință de îndată cu mai multe puncte pe ordinea de zi. Ședință care vă mărturisesc că m-a surprins și să vă spun din ce motiv. S-a pus problema în acea ședință, printre altele, de achiziționarea sau de participarea la procedura de licitație a autorității locale în vederea cumpărării imobilului respectiv. Pe lângă proiectul de hotărâre au fost expuse niște motive, iar în final am văzut un fel de deviz de cheltuieli, era o evaluare pe baza căreia în Consiliul Local s-a propus scăderea prețului imobilului respectiv. Evaluarea respectivă presupunea un calcul din care reieșea că ar costa 4,7 milioane de lei
readucerea construcției respective la, la o situație de funcționare. Bun, ce m-a frapat e că pe acel deviz nu scria cine l-a făcut. Pe ultima pagină, pe cea de-a treia pagină în dreapta, era o semnătură indescifrabilă, la întormit de, iar în partea stângă scria verificat de, iar la verificat de nu era semnat de către nimeni. Mie mi se pare o lipsă mare de profesionalism să vii în fața consilierilor, să propui participarea la licitație stabilind o sumă care atât ar putea, am înțeles, Consiliul Local să plătească pe baza unui document neasumat de către nimeni. Inițial s-a plecat de la 8 milioane și ceva. Eu cred că atunci când un bun este scos la vânzare, se ia în vedere situația lui. Că primăria poate să plătească mai puțin și că acea casă de cultură are datorii întocmai la primărie și că primăria e acționar, dacă se poate spune, majoritar, înțeleg. Însă, haideți să facem următorul scenariu. Primăria, Consiliul Local a mandatat o delegație, și domnul Odaru mă poate contrazice, din partea Consiliului Local, la acea licitație, delegație care poate merge până la suma fixă de aproximativ 2 milioane de lei. Licitația este publică. Dacă cineva din mediul privat vine și dă 2,1 milioane de lei, primăria Târgu Jiu nu are posibilitatea să ofere mai mult, fiindcă atât e mandatat Consiliul Local, atât e mandatată comisia respectivă. E, dacă prețul s-a scăzut pe baza unui raport de evaluare, iar acel raport de evaluare nu e asumat de nimeni, eu stau cumva să mă întreb dacă nu cumva acest lucru s-ar putea face în avantajul unei entități private. Pentru că ea se pleacă, cel care organizează licitarea spune în felul următor, domnule, ofertă concretă am primit din partea primăriei, 2 milioane. Coroborau cu cheltuielile pe care noi, datoriile pe care sindicatele respective le mai au. Bun, se pleacă de la suma de 2 milioane. Pe baza unui raport care a scăzut valoarea casei de cultură. Vine un privat, dă mai mult de 2 milioane, primăria nu are posibilitatea să pluseze fiindcă e sumă fixă, și se cumpără cu 2,1. Poate că raportul de evaluare a fost un pic umflat. Poate că persoana care ia casa de cultură o face cu 500.000, cu 2 milioane. Și atunci întreg prețul a fost scăzut într-un mod cumva artificial. Ce mă face să mă bucur e că această situație sau acest context de care vă spuneam e destul de puțin probabil dintr-un singur motiv economic. Casa de cultură are datorie la primărie, cam de 1,7 milioane. Sigur că această sumă de 1,7 dezavantajează mulți un potențial cumpărător privat, care dacă ar cumpăra casa de cultură, ar trebui să achite și datoriile. Și atunci diferența asta probabil că face ca primăria Târgu Jiu să fie probabil și la ANAF mai sunt datorii. Ce spuneți? Și la ANAF mai sunt datorii la finanțe. Da, dar în total am înțeles că sunt cam 1,7. Însă modalitatea prin care aceste lucruri se întâmplă, din punctul meu de vedere, lasă de dorit. Eu, dacă eram în stare de consiliu, mi-a ies cu capul prin tavan în sus. Nu se poate să aducă pe masa consilierilor un deviz neasumat de către nimeni. Păi, domnul Odaru ne poate da detalii, că a fost un consilier și poate a fost și în comisiile deasupra respective. De, casa, în mod, de cultură, deasupra de sala de ședințe, ce birouri sunt? Din... Ca să vedem unde sunt, ajunge domnul. Da, sunt ceva birouri. Era tava în față, m-am uitat. Bun, să stabilim... bun. Să stabilim foarte clar care este contextul juridic, pentru că în mod intenționat, mă rog, în mod intenționat de către unii și în mod de și din cauza unei incompetențe a domnului primar, care nu știe de fapt care este procedura, a lansat pe piață ideea că vom participa la licitație. Fals. Nu vom participa la nicio licitație pentru că prețul de pornire al licitației este de 8,7 milioane de lei. Nu poți participa la o licitație cu un preț mai mic decât prețul de pornire. Prețul de pornire al licitației. Pe asta vreau să vă spun. Deci noi participăm, de fapt, la o atribuire. Depunem o ofertă și solicităm atribuirea în mod direct către municipiul Târgu Jiu, către municipalitate, în baza ofertei noastre. Și atunci când noi facem această ofertă, se face adunare a creditorilor la masa credală, creditorul principal suntem noi, municipiul Târgu Jiu, și practic validăm această tranzacție. Asta se întâmplă. Nu participăm la licitație. Domnul primar n-a explicat foarte bine și a spus că vom participa la licitație. Nu, greșit. Dar licitatorul nu poate să spună, bun, am primit din partea unui cumpărător interesat 2 milioane. Eu încep licitația de la 2 milioane în sus. Nu, păi nu se face așa. Poate să facă așa ceva. Nu există cadrul legal pentru așa ceva? Nu, este. Este atribuire în mod direct. Da, dar
poate să nu ia în calcul atribuirea în mod direct, să spună merg la licitație și nu mai plec cu prețul de la 1.700.000 cât era prima oară, plec de la 1.900.000. Păi nu, ca să pleci de la 1.900.000 nu-l face lichidatorul de la sine putere, ci îți trebuie un acord al adunării creditorilor. Care se poate da. Păi nu se poate da pentru că creditor majoritar din nou este municipalitatea, adică se poate da în funcție de ce vrea majoritatea, prin direcția de taxe și impozite locale. Avem o creanță de 80% la masa credală, deci nu se poate trece peste această creanță. Bun, în mod fals a indus această idee că vom participa la licitație. Nu vom participa la licitație, ci facem ofertă pentru a ni se atribui în mod direct. De ce spun că această idee nu este finalizată, această etapă nu este finalizată? Pentru că sigur că vom aproba la masa credală prin direcția de taxe și impozite locale această sumă de 3,8 milioane de lei, ca deci la atât se ridică cu datorii cu tot. Păi nu, stați puțin, se poate face, păi nu e vorba de 2 aprilie, că 2 aprilie e licitația. Noi sperăm să nu se ajungă la licitație, că dacă se ajunge la licitație și vine unul și participă cu 1,7 milioane de lei, o ia. Domnule, dar la licitație vorbesc. Nu poți participa la licitație cu 4 milioane de lei. Acel deviz de reparații? Da, acela nu este un deviz. Aceea este... Așa scrie pe el, ne uităm acum. Scrie deviz de reparații, da, raport de evaluare. Deci s-a întâmplat în felul următor. Să voi a pus o întrebare pertinentă. Și mi-a zis mie, de ce n-ai zis nimic, a fost ideea ta. În urmă cu vreo 2 săptămâni în comisii, am luat atitudine, atât eu cât și să voi, și am zis, doamne, cu Casa de Cultură ce se întâmplă? Este scoasă la licitație, noi putem să facem o ofertă pentru a ne fi atribuită direct, numai plătind datoriile către noi și către ANAF și către care mai fi, către CES și care mai fi creditorii. Și oferta, și plus onorariul lichidatorului. Oferta se ridica undeva la 27 de miliarde lei vechi. 2,7 milioane de lei noi. Și atunci a spus să voi, domnule, dar cum s-a ajuns la acest preț de 4 milioane de lei și nu plătim doar datoriile, să îndestulăm creditorii și atât? Adică prin îndestularea creditorilor era suficient această sumă de bani. Bun, că orică dai 2,7, orică 4, tot una e, că totul se face adunare la masa credală și aprobi lucrul ăsta. Mai departe se poate face o contestație și judecătorul sindic să aprobe sau să respingă tranzacția. Deci poate judecătorul ca sindic să nu mai urmă să plătești și valoarea imobilului. Exact, ca să nu mai plătești. Și atunci s-a făcut nu știu cum să-i spun, această hârtie, că nu este semnată asumată. Această hârtie, cine a făcut hârtia? Nu știu, că nu este semnată și asumată de nimeni. Această hârtie, dar de care s-a prevalat, atenție, când a pus, și-a asumat-o domnul Romanescu, că știți de ce? Să voi a pus această întrebare, de ce nu dăm 2,7 milioane de lei și dăm 4 milioane de lei? Și Romanescu a venit și a spus, s-a făcut un calcul, s-a făcut un deviz, așa a spus domnul primar Romanescu, în ședință publică, prin care s-a stabilit că trebuie să mai dăm, pe lângă cei 4 milioane de lei, trebuie să mai dăm vreo 4,7 milioane de lei ca să o renovăm, astfel încât să fie funcțională și așa se va ajunge la suma de 1,7 milioane de lei. Înțeleg că primăria de poate să taie din pix dacă judecătorul sindic e de acord. Da. Însă aici scrie în felul următor, devii general estimativ, reparații Casa de Cultură. Ăsta nu trebuia să apară. Verificat nimeni, întocmit. Nu trebuia să apară ăsta. Nu scrie cine l-a făcut, dacă e în domeniu sau nu e în domeniu. Asta nu are nicio legătură cu oferta noastră pe care o facem. Profesionalismul modalității pe care acolo se lucrează. Le este adusă consilierilor pe masă o foaie pe care spune că 2,7 milioane de euro, 4,7 milioane de euro ar costa și ne fac de lei, ar costa modernizarea și noi trebuie să luăm în calcul suma asta. Dar de ce nu costă 5 milioane de euro? Dar această foaie, păi atât poate costa, că poți să zice dacă învelești în sticlă și nu mai știu ce, poate să zice la câteva milioane de euro. Poate sau nu poate. Vorbim despre oameni specialiști care cunosc aceste lucruri și care își asumă în mod legal așa ceva. Acolo e un Excel scos la imprimantă care poate să refera la o casă de cultură de prin Târgu Mureș. Nu știu. D'acord. Nu poți să vin fața unor oameni să cer votul consiliului pe așa ceva. Nu trebuia, deci nu trebuia să se vină cu acel deviz. Orică s-a venit cu acel deviz, orică nu se venea cu acel deviz, tot una era. Adică nu trebuia să vină cu acel deviz, nu ne interesa acel deviz pe noi. Pentru că vezi în funcție de oportunitatea pe care o ai, exact, stabilești câte să-l faci, cam atât. Poate 10 faci, milioane de euro. Ce candela vrei? Ce candela vrei? Din alea sau și așa mai departe. Adică eu observasem și contestam nu neapărat suma. Nu contestam modalitatea care s-a făcut, respectiv că se fac niște calcule. Exact. Se pare că se umblă după un rezultat.
Încercăm să băgăm o foaie cam cât să scrie pe ea. Păi cam cât vrem ca să ajungă acolo. Dar cum a ajuns la... Are dreptate domnul Radu Miruță, că, spre exemplu, cum s-a ajuns la suma aia de după virgulă? Ca să iasă exact cât cere lichidatorul. Din câte știu, sunt niște cataloge, dar fac oameni specialiști treaba asta. Dar fix după virgulă a ieșit 7. Adică este absolut. Și-au calculat și draperiile și tot, și instalațiile electrice. Sunt trecute în mare niște lucruri, dar nu e semnat de nimeni și nu e verificat de nimeni. Nu, este o prostie. După ce am luat atitudine, în urmă cu două săptămâni, atât eu cât și să voi un comisii și am spus, domnule, hai cu casa aia de cultură, facem o ofertă, cât o fie ea. Ni s-a spus, păi știți că direcția e taxe și impozite nu poate fi de acord la masa credală dacă dumneavoastră nu o împuternicesc. Păi cum să nu o împuternicesc? Dacă eu fac oferta, eu îi împuternicesc pe ea acolo, că doar nu-i după ei să facă ce vor la masa credală. Sigur că vor fi de acord cu oferta municipiului Târgu Jiu. Mai departe vedem dacă va fi vreo contestație, ce va spune judecătorul sindic. Și intervenția lui Savoia a fost în acest sens. Domne, cum s-a ajuns la calculul acestui preț? Bineînțeles că domnul primar n-a știut să răspundă cum s-a ajuns la calculul acestui preț, pentru că el nu pricepe nici care este procedura, că el a declarat public exact ceea ce spune domnul Miruță, că vom participa la licitație. Nu vom participa la nicio licitație. Deci facem o ofertă și ni se va atribui direct sau nu. Este simplă treaba, așa se întâmplă conform legii. Pentru că lichidatorul poate să se trezească o plângere chiar penală din partea unui terț, care spune că domnul a prejudiciat tot procesul ăsta. O contestație, pentru că, plângere penală. Pentru că a evaluat... Mă rog, plângere. Și plângere penală. Ba bine, da. Așa te poți ba da. În țara pentru că zice, domnule, dumneata e evaluat la 8,7 și o dai pe 2 milioane. Păi este, nu dă lichidatorul, atenție. Se supune aprobării la masa credală, unde aprobă adunarea creditorilor. Deci lichidatorul este doar un intermediar, dacă vreți, care administrează bunurile până la vindecare. Dar el trebuie să acționeze în niște limite. Păi în limite legale. Legale. Și atunci voi a spus, domne, celelalte, restul de... Păi nu, și acoperă datoriile și a absolvit din punctul ăsta de vedere lichidatorul. Dar și s-a spus, asta a spus Savoiu, cei 13-14 miliarde de lei în plus, sau 15, cât vor fi în plus, unde se duc? La modernizarea casei de cultură. Păi nu se duc la modernizarea casei de cultură, se vor duce la alte federații, după ce se destulează toți creditorii, de vreo 26 de miliarde de lei, 27 de miliarde de lei, restul banilor se vor duce la alte fundații care au același profil ca fundația casei de cultură. Asociația caselor de cultură din România. Sau? Da, ceva de genul ăsta, se vor duce la alte fundații. Și asta a spus Savoiu, de ce nu facem o ofertă mult mai mică? Până la urmă s-a abținut domnul Savoiu, noi restul am votat pentru ca să o luăm odată, că asta e, municipiul Târgu Jiu nu poate să stea fără casa de cultură și să vedem cum se va termina această procedură, repet, de atribuire directă, nu de participare la licitație. Deci până în 2 aprilie. Da, exact. Da, îl salutăm și pe domnul Gheorghe Pecingine. Bună seara, bine ți-a ajuns la emisiunea noastră. Nu e niciun fel de problemă, am deschis două subiecte, unul despre casa de cultură din Târgu Jiu, pentru că mai puțin până la termenul de licitație, și al doilea despre nămolul din cariere. O să-mi fac familiere amândouă, n-ați auzit discuția. Asistat la discuția despre casa de cultură a sindicatelor, o controversă până la urmă legată de atribuire directă sau participare la licitație, dacă suma e cea corectă sau e mai mare decât cea pe care trebuia să o ofere primăria, care ar fi punctul de vedere, ale cui sunt meritele în primul rând, pentru că și PSD a dat un comunicat astăzi, cine ar trebui să se bucure mai mult de cumpărarea casei de cultură? PSD, PNL, ALDE, PMP, USR... Cetățenii, domnul Mănânță. Despre merită să vorbim după ce se finalizează această procedură. Să se finalizeze, da, exact. Și atunci putem să analizăm și să vedem dacă s-au meritat banii sau dacă sunt prea mulți, dacă sunt prea puțini. Domnule, acum prea mulți, prea puțini, având în vedere clădirea despre care vorbim, eu zic că trebuie cumpărată această casă de cultură. Fără discuție. Într-o economie normală, prețul face cererea. Nu discutăm despre valoarea clădirii cu terenul în Times Square, nu discutăm nici despre Piața Romană. Discutăm despre Târgu Jiu, despre clădirea în Târgu Jiu, în contextul de la Târgu Jiu și despre potențialii cumpărători de la Târgu Jiu. Prețul nu îl poate face nimeni artificial într-o societate normală. Așa este, dar și cinematograful Dacia din nordul orașului era un așezământ de cultură, ca să-i spun așa. Și ne-a șocat pe toți când s-a transformat într-un supermarket. Și uite că s-a putut, nu s-a opus nimeni, deși poate era nevoie de o sală acolo pentru
diferite manifestări culturale. Sigur, o altă sală. Sau de alte, de altă natură. Și uite că s-a întâmplat așa. De ce ne-ar șoca dacă s-ar transforma Casa de Cultură într-un... De ce credem mereu că e imposibil lucrul ăsta? Nu, eu n-am spus că e imposibil. Să vină cineva să facă într-o societate normală, un fel de poziție greu de acceptat, pentru că nu un centru comercial sau nu știu ce să facă acolo. Cu o clasă politică normală, acest lucru ar trebui să rămână în patrimoniul primăriei Târgu Jiu la un preț normal. Orice deraiere de la aceste sisteme de referință presupun, din punctul meu de vedere, o anormalitate. Deci cele 2 milioane sunt în plus și ar putea fi folosite la renovarea. Nu știu dacă sunt în plus. Eu mi-am manifestat doar nemulțumirea despre faptul că s-a pus pe masa consilierilor o hârtie neasumată de către nimeni, nescris de cine a făcut-o, pricepune, priceput, specialist, nespecialist, cu o sumă din burtă sau nu, cine trage la răspundere, cine... Eu ca și consilier care nu mă pricep, trebuie să mă bazez pe niște hârtii făcute de alt specialiști. Mă pot baza pe o astfel de hârtie? Nu are nicio relevanță. Ca să-mi fac o părere când votez, că e dreptul meu să votez, trebuie să cer și eu niște informații. Acel deviz este în plus. Practic nu are nicio relevanță cu privire la suma pe care noi am acordat-o pentru Casa de Cultură. S-a încercat să vină și cu acea motivație. Piața de capital, orice informație de genul ăsta are relevanță. Dacă se aduce în discuție faptul că ar trebui băgați 4 milioane de lei, aproape 5, să se aducă la o situație normală, știți cum e, dacă cineva la bursă spune o informație, fluctuează bursa. Și aici spune o informație, o autoritate destul de competentă ar trebui. Primăria Târgu Jiu. Eu nu dumneavoastră spuneți în contextul respectiv n-are prea multă, pentru că primăria e și majoritar în adunarea creditorilor și e și cea care împuternicește atribuirea. Nu are nicio relevanță cât costă renovarea Casei de Cultură, pentru că nu discutam asta. Nu știu ce caută acea hârtie, că nu este nici măcar un act nefiind semnat. Nu știu ce caută acea hârtie. Are relevanță. Trebuie înțeles. Are relevanță, pentru că s-ar putea să dau seama dacă un specialist spune: dom'le, nu poți să cumpăr o chestie care nu mai prea poate fi adusă la nivel de funcționare. Nu. Din punct de vedere politic și al oportunității, cred că toți cei din Consiliul Local am considerat că toți este cetățenii consideră că e necesară, este necesară achiziționarea Casei de Cultură. Mai departe vedem până la urmă cât costă renovarea Casei de Cultură. Oricum o altă clădire nu mai este fonduri europene de o poți să trezim la zero. Cumpărăm și o țin, intră în patrimoniul municipalității și rămâne în același stadiu. Pentru că nu sunt bani să o renoveze. Ce spuneți dumneavoastră că toți românii vor autostrăzi, toți românii vor spitale, dar dacă un kilometru de autostrăzi în România costă 20 de milioane și în Norvegia costă 14, s-ar putea să vrem și noi cu 14, nu să vrem doar generic autostrăzi. Contează și cu preț corect. Am înțeles aserțiunea dumneavoastră. Da, e corectă. E corectă până la urmă. Da, nu știu cât de corect este, să vedem dacă acest imobil va ajunge în patrimoniul orașului. Poate că până să existe acea negociere directă între reprezentanții primăriei și lichidatori, cineva vine și oferă o hârtie pe care scrie 3 milioane de lei. Nu depune nimeni, credeți-mă. Am certitudinea asta, cel puțin, deci... că nu va veni nimeni. Știți foarte bine situația terenului. Ne rugăm bine situația. Ne rugăm să nu vină nimeni, să fie secetă, să fie cer. Păi de asta noi avem 3,8 milioane de lei. Da. Nu suntem cu 2 milioane. Nu, asta spuneam că milioane. Cazul fericit pentru primăria Târgu Jiu e că tot e aici care trebuie să încaseze datoriile. Da, da. Și atunci primăria spune că estimează o valoare în plus de 2 milioane, căreia îi se adaugă și datoriile. Da, da. Un privat ar trebui să vină cu peste 3,7, pentru că dacă el o cumpără primăria, nu mai are atât de datorii. Categoric, da. Și atunci diferența asta de 1,7 înseamnă cam 30% din valoarea cerută inițial, ceea ce avantajează substanțial primăria. Categoric. Și din cauza asta, datorită acestui lucru, cred că nu o să vină altcineva. Da. Dacă n-ar fi povestea cu datoria, s-ar schimba mult balanța. Da, categoric, da. Categoric, da. Da, trebuie să luăm o pauză de publicitate, ne vedem în câteva momente. Ofertă imbatabilă în cadrul campaniei de primăvară 2018 la Raico, dealer autorizat Husqvarna. Până în luna iunie, motofărăstrăul Husqvarna 236 costă doar 799 de lei, iar motounealta Husqvarna 128R 1099 de lei. Nu ratați reducerile la motouneltele Guardview și motofărăstraele pentru elagaj, dar și la motofărăstraele Husqvarna 455 Ranger, 365 X-Torque și cele din gama XP.
plus, la motoferăstraiele 435-2 și 440-2 primiți cadou două lanțuri X-Cut la cumpărarea acestora. Reduceri uimitoare și la tractoarele pentru tuns gazon, între 500 și 1500 de lei, plus cadou un refulator pentru fiecare tractor cumpărat. La cumpărarea unei mașini de tuns gazon se oferă cadou o foarfecă pentru GuardView, iar la cumpărarea unui Raider 320 AVD Husqvarna beneficiați de 10% reducere la accesorii. Oferta completă a campaniei de primăvară 2018 în magazinele Husqvarna din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat Husqvarna, Târgu Jiu, Strada Victoriei, numărul 112. Ia-l naiba de greu să fim cei mai buni! I fell in love with the pizza. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Am revenit în emisiunea noastră, iarna a revenit și ea în orașul. Ce părere aveți despre dezăpezirea în Târgu Jiu și în general în comunele și orașele județului nostru drag? În comune și în orașe n-am fost. În comunele și orașele noastre pe timp de... sau am trecut pe acolo, dar drumurile erau cât de cât dezăpezite. La Târgu Jiu? La Târgu Jiu, astăzi, cum dacă mă întrebați acum, nu am văzut, în timp ce veneam spre dumneavoastră, nu am văzut niciun utilaj. Dar cred că o anumită oră, după o anumită oră vor ieși pentru a nu împiedica circulația și pentru a face o dezăpezire așa cum trebuie. Eu am văzut utilaj pe 1 mai. Două. Unul dus, unul dus. Fiind în opoziție, ar fi foarte ușor să înclin spre a ataca pe toată lumea, însă nu e chiar genul meu atunci când nu prea există argumente. Da, cu ocazia zăpezii de data trecută, din punctul meu de vedere, în prima zi au fost suficiente motive pertinente pentru a atrage atenția asupra anormalității din perspectiva de zăpezire. Acum, da, e zăpadă, am venit și eu acum, e de un lat de palmă, dar nu vorbim de o zăpadă care golește rafturile magazinelor, că nu se mai pot alimenta, nu vorbim de zăpadă că nu poți să ieși din curte, că nu poți să vină ambulanța, totuși e o zăpadă de un lat de palmă. Problema mea ar fi următoarea, dacă pentru această perioadă și pentru aceste ore de zăpadă se plătesc bani spre a fi dezăpezire și nu se face așa ceva. Deci dacă, în sensul ăsta, întrebați-mi și ce dacă se plătește un serviciu care nu se face, acel lucru e condamnabil indiferent de context. Și înțeleg că data trecută nu s-a prea făcut. Din punctul meu de vedere, în prima zi nu. Atunci ar trebui, deci, să vedem. De a doua, de a treia zi am văzut că lucrurile s-au mai mișcat, dar în prima zi a fost dincolo de orice toleranță pe care ar trebui cetățenii să o aibă. Avem și un material care nu are legătură cu zăpadă, are legătură cu altceva, îl urmărim și comentăm. Jurnaliștii de la Gorj News sunt cei care au publicat filmulețul cu pricina. Ia uitați aici, în sectorul 2, la escavatorul 01, cum se face schimbarea la locul de muncă. Venim pe lângă benzi în mocilă, uitați ce mocilă este. Și sunt dat să mă duc până la mama dreacu, la întoarce la 901, Toma în capătul celălalt. Uitați un amărât de salariu de miner de 1900 de lei și uitați ce condiții de rahat sunt în carieră, în oroaie și așa mai departe. Șefii ăștia cred că toată lumea e proastă. Șefii ăștia cred că toți ăștia tineri o să stăm să plecăm capul. Păi până când, băi frate? Ăștia sunt condițiile din carieră. Domnul Boza nu știe treaba asta. Ia uite, vin 2 km din
din noduri haine luate curate la mama dracu de sus, din noduri 2-3 km sunt. Până aici, până la banda asta. Te aduce duminica la muncă pe 1900 de lei. Nu-ți dă o clasă, nu-ți dă nimic. Dă clase la lingăii lor, ingineraci promovați la apelul bocancilor, așa mai departe, care nici măcar n-au luat examenele și așa mai departe. Mână-mână cu sindicatele, cu FNM-ul și așa mai departe. Asta e realitatea dură de la Roșia. Ăștia-s condițiile și bălți și noroaie și viață de miner. Păi să mai stai, să le fuzi muma în cur și să pleci. Că asta e realitatea din carieră, numai discriminări, numai măgării, numai uite. Ia uite cum să merge în carieră, uite cât intră cizma, uite. Ăștia-s condițiile din carieră. Și vor du-te, 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 trag pe noi ca pe proști, ca pe... Te plimbi pe lângă Benz, banda 901 din sectorul 2, cariera Roșia, uite, uite. Printr-o postare publică, deputatul Dan Vâlceanu susține că va face o interpelare ministrului energiei. Mesajul liderului PNL l-a înfuriat pe managerul CEO, care a avut o explicație halucinantă. Sorinel Boza îl găsește vinovat pe edilul din Fărcășești pentru nămoalele din cariera Roșia. Stimate domnule deputat, vreau să fiți sigur de faptul că subsemnatul știe care sunt condițiile din carieră. Față de dumneavoastră, să știți că merg destul de des prin cariere. Am crezut totuși că veți face și o interpelare în prezenta postare referitoare la poziția primarului dumneavoastră de la Fărcășești, care își dorește cu orice preț închiderea termocentralei Rovinari și automata întregului bazin Roșia Rovinari. Și cred că știți bine la ce mă refer, pentru că sunt foarte sigur că nimic nu se execută fără acceptul dumneavoastră. Vă recomand însă ca după ce încheiați în viitor astfel de postări să veniți și cu acțiuni întreprinse de dumneavoastră personal pentru bunăstarea complexului energetic, cât și a angajaților acestuia. Vreau să știți, noroiul în carieră nu s-a inventat în Roșia. Poate dacă și dumneavoastră ajutați un pic mai mult această companie și în loc de interpelări veneați cu proiecte concrete, alta era situația astăzi, a postat Boza pe Facebook. Liberalul șef consideră însă că apărarea lui Boza nu are nicio valoare și că edilul din Fărcășești nu are în plan închiderea termocentralei, așa cum susține managerul CEO. Ba dimpotrivă, primarul liberal își dorește ca și cetățenii pe care îi reprezintă să muncească în domeniul minier. Nu poți, în momentul în care un salariat al complexului reclamă condiții absolut infernale în carieră, cu nămoale și cu toate lucrurile pe care le-ați văzut în acea postare și pe care le-a spus salariatul respectiv, să spui că nu s-a inventat noroiul la Roșia. Asta e răspunsul directorului general. Adică în loc să spui că ai de gând să faci ceva, că ai de gând să rezolvi această problemă, spui că nu s-a inventat noroiul la Roșia și că foarte bine, oamenii sunt luate în continuare prin nămoale. Ăsta e răspunsul unui politruc. Din păcate, certurile virtuale nu au niciun efect, angajații CEO rămânând cu nămolul până la genunchi odată cu reinstalarea iernii. Am revenit la emisiunea noastră, ne cere scuze pentru faptul că, dată fiind ora la care realizăm această emisiune, ați putut auzi și înjurăturile directe. Într-adevăr, trebuiau aplicate niște bipuri acolo, sunt și copii, sau mă rog, acestea sunt dispozițiunile. La montaj nu s-a apăsat pe butonul care trebuia și a ieșit ce a ieșit. Până la urmă, asta este situația directului, s-a auzit totul. Dar asta e realitatea. Nu știu ce se supără și am înțeles că astăzi, într-un ton de bajocură sau de caterinca așa de malul mării. Așa, domnul Boza i-a cerut domnului Ioniță, de față cu mai multe persoane, i-a cerut să asfalteze pe lângă bandă și să pună eventual și mochetă, să cuprindă în programul de investiții. Eu nu cred că trebuie să tratăm așa, cu superficialitate. Mochetă? Omul, minerul respectiv, spunea că condițiile grele că nu sunt de pe timpul lui Boza. A spus-o, nu l-a certat nimeni pe Boza, nu știu de ce se irită așa. Cred că își poate cineva joc de el. Sincer vă spun, cred că își bate cineva joc. Cine? Joc din interiorul companiei sau cred, afară? Cred că... Sau e foarte iritat, e frustrat, se întâmplă ceva și noi nu știm. Nu trebuie să reacționeze așa. E o situație care se întâmplă din nefericire. Namoale, într-adevăr, sunt în toate carierele. Și nu văd un lucru rău în faptul că un deputat interpelează un ministru pentru această situație și cred că interesul al tuturor să se dea mai mulți bani pentru investiții. Cred că minerul respectiv nu a cerut clase, vorbea și de clase, nu a cerut clase, prezenta o situație, dacă cer clase, poți să spui, domnule, sunt subiectivi oamenii. Dar prezintă o situație reală cu care se confruntă toate carierele, nu numai Roșia. Iar răspunsul ăsta mi s-a părut, cred că cei de la comunicare care l-au făcut lui Sorinel Boza și-au bătut joc de el, dând un astfel de răspuns și angajându-l într-o dispută politică, dânsul spunând de nenumărate ori că este manager
și nu este politician. Mie mi se pare... E un scandal cu conotații politice aici? Din cele trei interacțiuni ale respective persoane, care de 20 de ani sau de cât timp spunea că muncește, ale domnului deputat Vâlceanu și ale domnului director Boza, mie mi se pare câteva clase peste declarația pe care a făcut-o minerul respectiv. Omul spune situația exact așa cum e, și, nu părea că o spune cu o anumită conotație, omul ferise 2 km pe jos, băgând o cizmă și scoțând alta, în timp ce celelalte două persoane nu făceau decât declarații politice. Domnul Boza răspunzând unui parlamentar, parlamentar care pentru astfel de situații interpelează un ministru. Practic comentau imaginile... Comentau încercând să extragă din discuția minerului respectiv, să extragă ceva avantaj în plan politic. Din monologul practic al minerului. Eu m-aș bucura să văd și la domnul Boza că încearcă să vină cu o propunere atât cât poate compania și cât consideră domnia sa, și la domnul Vâlceanu că vine cu o propunere nu neapărat de a interpela un ministru, ceea ce îi permite situația parlamentară. Domne, eu sunt din județul respectiv, eu cunosc ce se întâmplă acolo, eu aș crede că ar fi bine să se facă asta. Domnul, nu înseamnă că se și face, dar poți propune. Și dacă faci propunerea asta, simplă declarație, știm cu toții ce ar trebui. Bani mai mulți pentru investiții. De asta și interpelează. Stați să ne înțelegem, domne, bani pentru investiții mai sunt. Important e și dacă investiții s-au mai făcut. Important e dacă investițiile... Că poate le știți, că eu nu le știu unde sunt banii pentru temerea investiții. Problema pe care o are și Sorinel Boza și toți de la companie, da? Inclusiv sindicate și minerul respectiv și toți minerii, că li s-au întors din profitul ăsta pe care l-au avut anul ăsta, li se întorc foarte puțin, nu mă refer la salarii, se întorc foarte puțin bani în companie. Asta e marea problemă. O mare problemă și spusă de specialiști, nu de apărat de mine, e că din banii pe care compania e mai are, se fac lucrări la prețuri mai mari decât ar face lucrarea respectivă. Haideți să nu mai vorbim din spatele unei perdele în care nu vrem să ne vedem. Știți ce în județul Gorj și în Târgu Jiu sunt oameni care trăiesc din interacțiune cu CEO pe activități pe care le fac trei firme diferite. Ar fi bine să fie așa, dar vă spun că nu mai sunt din Gorj firmele care trăiesc. Foarte multe dintre ele trăiesc în altă parte. Păi vă spun eu și vă spun că foarte puțin bani, și asta e o mare problemă și o mare durere, și o cer toți de la conducere, să se întoarcă mai mulți bani aici. Iar faptul că un parlamentar are curajul să interpeleze un ministru, nu îl deranjează foarte mult pe domnul Anton. Sunt convins această interpelare. Și mai e ceva. N-ar trebui să-l supere pe Sorinel Boza și să nu pice într-o captan. Mai este ceva. Care e procedura, domnule Lădaru, la interpelare? Că, practic, până la urmă, interpelarea asta ajunge tot la CEO. Nu, la interpelare trebuie să răspunde ministrul. Păi, și ministrul de unde se documentează? Sigur că de la complexul energetic. Nu se întoarce la complexul energetic? Da. Și cere informații? Că nu se ceară de la... Practic da, sigur că da. Practic, de la complexul Hunedoara. Practic da, dar arma unui, ceea ce spunea domnul Miruță, parțial îi dau dreptate, parțial... Deci, practic, răspunsul va fi formulat tot de aici, din zonă. Pentru că arma lui unui parlamentar, oricare ar fi el, este aceasta, interpelare, respectiv întrebările, moțiune simplă sau și așa mai departe. Nu ai ce să faci să intervii în complexul energetic Oltenia, pentru că este o companie până la urmă și merge după regulile de piață. Ceea ce se întâmplă este ceea ce a semnalat de asemenea minerul, a semnalat faptul că sindicatele, vedeți sindicatele, nu poți să te duci ca sindicat și să ceri în permanență, vrem salarii, cere-mă și condiții. Asta înseamnă să renunți la salarii. Nu trebuie neapărat în fiecare an să obții măriri de salarii. Dacă tu ai obținut condiții foarte bune, minerul respectiv nu mai mergea 2 km să facă 2 ore, că probabil atât face, ci mergea foarte bine 2 km și făcea în 14 minute, în 15 minute. Deci despre asta este vorba. Cere și condiții. Nu mai cere bani mereu pentru salarii, ci cere bani și pentru utilaje, astfel încât că până acum utilajele mergeau și creau frontul de lucru. Acum utilajele nu mai merg să creeze frontul de lucru. Din nefericire, liderii de sindicat nu mai cer nici salarii. Cer clase pentru ei și pentru câțiva protejați. Din nefericire. Din nefericire. A dispărut interesul pentru cei din carieră și cei care muncesc. Într-adevăr muncesc. Nu e chirurgie pe creier. Practic trebuie să aloci bani pentru utilaje care să creeze frontul de lucru.
Așa s-a făcut dintotdeauna, nu altceva. Când degeaba aloși bani... Până acum 10 ani așa s-a făcut. Bine, nu știu dacă va dispărea nămolul vreodată din cariera. Păi nu, dar dai la o parte, dai la o parte. Dai la o parte, se punea piatră, se puneau benzi din acelea. Peste benzile care se rupeau și erau uzate, se puneau și se făceau covoare din acelea. Și mergeai pe ele, nu mergeai prin mocirlă. Așa se făcea înainte, am vorbit și eu cu miner. Fără doar și poate, trebuie să rămânem cramponați în realitate. Activitatea din carieră nu e una din sala de la opera. Adică corect, e da. Dar nici nu trebuie să o perpetuăm. Și nu a fost tot timpul. Nu trebuie să fie atât de grea, că asta spune. Nu și vreți să vă mai spun ceva, domnule? Sau măcar dacă e minerie, o lungă perioadă de timp nici nu au beneficiat de... Pentru că au existat unii, nu le dau nume, și au făcut niște expertize și au considerat că minerii nu trebuie să beneficieze de clase. Așa că nu lucrează. Da? Și o perioadă lungă de timp s-a întâmplat lucrul ăsta. Și oamenii ăștia din cartea de muncă figurează că nu au o grupă de muncă, o perioadă, unii dintre ei, pentru că așa nu aveau sporul de condiții grele. Da, nu sunt condițiile grele. Săraci oameni sunt reprezentați de fel și fel de sindicate paralele, care de când lumea și pământul în România, sindicatele sunt cam de partea patronatelor. Și ca să fie colac peste pupăză, să zicem așa, la postarea omului au început să-l înjure tot om, că nu știi și noi asta, uite ce postare am mai făcut. Nu contează cine, a semnalat o problemă, de ce ne ofuscăm așa cu toții? Și aici dau de vrea de domnul Miruță. Hai să găsim soluții. Și voi, sindicaliști, veniți cu niște soluții. Sindicatele au sărit, ar trebui să facă printre altele și soluții. De ce au sărit pe beton? Pe rețele de socializare au sărit pe... Tehnică. Ce se întâmplă, de fapt, atunci când ai mii de angajați ca patronat? Ți-e greu să controlezi 5.000 de oameni. Mai bine îi pui între ei să-și aleagă niște conducători și controlezi doar pe aceia. Asta, de fapt, se întâmplă... Da, în realitate. Dar administrația n-ar trebui să controleze liderii de sindicat, ar trebui să controleze directorii. Nu e în apanajul administrației. Păi dacă liderii de sindicat se lasă controlați, că ei nu trebuie să se lase controlați. Asta e alt punct de vedere. Păi așa se întâmplă. Peste asta tot, patronatul încearcă să-și atragă liderii de sindicat. Dar și legea le cam permite. În Franța... E adevărat, dar avantajul mare în Franța... Nu uitați. Că e o companie publică, până la urmă, nu e privată. E cu capital de stat. E cam o companie politică, l-aș numi un institut. Ar trebui să fie undeva la mijloc. Domnilor, ați fost la CEO să vedeți cum sunt liderii de sindicat. Nu poți să intri la un director, că sunt lideri de sindicat. Și serios, m-am uitat, au pantofi curați, strălucesc. Ceea ce înseamnă că nu au... Dar de ce sunt atâtea sindicate? Da. Nu, de ce sunt atâtea sindicate? Dar de ce sunt atâtea lideri de sindicate? E foarte bine că sunt multe sindicate. Pentru că dacă era unul singur, iar se întâmpla și reveneam la înainte de 2000. E bine că sunt, e rău că nu reprezintă oamenii. Da, ne-a sunat, pentru că oamenii trebuie să aleagă. Domnul Pecini, ne-a sunat un telespectator. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara și invitațiilor dumneavoastră. Bună seara. În primul rând, aș vrea să vă spun că statul nu ajută cu nimic compania. Uitați-vă și dumneavoastră cât bani ne iau guvernul României. Dați volumul la televizor mai încet, sau ieșiți din cameră. Da, e foarte încet. Deci, guvernul nu ne ajută cu nimic. Toți banii am dus la guvern. Uitați-vă și dumneavoastră ce ne au. CEO, tot taxa pe stâlp, toată aia. Deci, statul nimic nu ne ajută. Problema este în felul următor, că domnul Lădaru spune că oamenii cer banii. Păi, ce să facem, domnul Lădaru, că de 10 ani noi n-am mai luat nimic. Pe ce să muncească oamenii? Uitați-vă și dumneavoastră, toată lumea pleacă în afară. Uitați-vă din martie, o să plece o grămadă de oameni. O să plece. Pe ce să zic, pe 19 milioane? Uitați-vă ce vreme e afară. V-ați uitat ce vreme e afară? Minerii lucrează la ora actuală pe schimbul tăi. Trebuie să alimentăm 3 grupuri. Cum le alimentăm? Cu lopata? Uitați-vă și dumneavoastră, gândiți-vă câți oameni ia în gură și se abat mai mulți ca minerii. Minerii, noaptea, pe ploaie, pe zăpadă, pe frig, pe căldură, praf. Sunt multe, multe lucruri. Cine are salarii mai mari? Uitați-vă și dumneavoastră, domnul Voza n-are nicio vină. Totul politică. Uitați-vă și dumneavoastră, un jurnalist angajat la CEO. Dacă vrei să angajezi un amărât de om, nu se poate, că nu are loc de muncă. Nu are loc acolo. N-are relații. PSD-ul ALDE. Asta este domnul Lădaru. Deci totul politic. Muncește politicul la lopată. Asta este. Gândiți-vă. Mie nu mi-e frică. Cu dumneavoastră m-am întâlnit de atâtea ori. Aș putea să vă zic multe lucruri. Dar e ușor de vorbit din gură. E foarte. Uitați-vă și dumneavoastră cum se ceartă în Parlament Dragnea cu Ponta.
Așa să bate joc oameni, bate joc de oameni, de râsul lumii, țara asta. Râsul râsului. Uitați-vă, asta câți bani iau de la CO, de la 40, 50, 60, 100 și, și vine 19 milioane domnul Lădaru. Uitați-vă prețurile la rafturi. Nu trebuie să spuneți că oamenii cer. Da, într-adevăr, investiții. Hai să ajute statul. Uitați-vă în Germania cum să ajute statul. Dar la noi nu ne ajută, că nu mai are cu ce să dea bani la, la știți la cine. Mergeți pe lângă gard nu ne ajută și nimeni. Mai dați câte o plasă goală, domnul Lădaru, că să-l votăm, să votăm, să votăm domnul Lădaru. Nu, că n-am dat nimic niciodată, stați liniștit. Dar să știți că dacă statul român ar ajuta complexul energetic Oltenia, s-ar numi ajutor de stat, pentru că așa spune Germania. Germania poate pentru că este puternică. Nu, domnule, e puternică domnul Lădaru, dar noi suntem, noi ne numim proști, proști de guvernanți, domnul Lădaru, proști de guvernanți, asta e, păi vedeți, așa este, așa e domnul Lădaru, păi cum să nu, faceți legi pentru dumneavoastră, domnul Lădaru, așa să facem parlament, legi pentru ei. Nu pentru noi. Nu, sunt legi pentru... Nu pentru noi, domnul Lădaru. Legi pentru dumneavoastră. Nu pentru... Păi asta e părerea dumneata, că dumneata le râzi de noi, de oamenii ăștia care vin alegeri. Ba nu de mine, de toată țara asta, de toată țara asta, sau de Gorj. Păi nu râzi, că nu poți să pierzi scaunul, domnul Lădaru, nu poți să pierzi scaunul. La alt, de la Tăricianu, domnul. Păi vedeți, facem legi pentru dumneavoastră ca să stați bine, să aveți bine la buzunar. Și bine, lasă-l naibă să moară. Să moară în fundul grădinii acolo. Ați fost vădat în carieră să vedeți cum e. N-ați fost, domnul Lădaru, politic. Asta mai vă spun ceva. Cu dumneavoastră și astea, astea, în urmă. Să-i spun un domnul Pecigină cu domnul Ciurel. Unde sunt banii aia care i-a luat la Ran, la Craiova, la Timișoara, la Olguța? Bă, vedeți, banii s-au dus, noi. Unde-s banii aia? Dacă aveam banii aia, mai făceam un grup, că 2020 nu s-a închis. Banii de la Craiova nu s-au încasat. Păi da. Nici măcar nu s-au încasat. Banii de la Craiova nu s-au încasat. Nu o să-i mai încasăm. Nu o să-i mai încasăm, că putea să mai facem un grup. În 2021 știți ce se întâmplă. Unde-s banii aia? Banii la sârbi? Unde-s banii aia? Stați că mâine vine procesul. Vine procesul mâine. Face șandrama o treabă. Face șandrama o treabă. Fărarea de aia cu de șandrama. Asta e, vă bate joc de țara asta. Am avut o țară frumoasă, dar nu o să mai avem. Toată lumea se duce în afară. La ce mai vin cu voia să mai... Nu mai vin, acolo și muncesc. Bine, bine. Păi ce să facem? Ce am, să facem? Facem legi pentru parlamentari. Uitați-vă, stau poliția picolea pe Cârbești, Drăguțăși, se întâmplă numai accidente. Ce să facem? Asta este. Și domnul Lădaru râde, nu numai la emisiunea asta, și la alte emisiuni. Dar își bate joc de oamenii ăștia de gurși. De asta una și una să-i fie rușine, să nu mai vorbească. Păi nu mai vorbească de ALDE și de PSD-ul și de... Deci vă spun singura fază care vreau să vă spun, legile le faceți pentru dumneavoastră. Nu faceți pentru țara asta nimic. Uitați-vă, vedeți că începe deja legile și justiției. Iar începe cu prostii. Iar facem noaptea ca hoță. O seară bună și la revedere. Am înțeles, o seară bună și dumneavoastră ați observat că v-am lăsat să vorbiți nestingherit, ca să vedeți că dacă mai e ceva corect în țara asta, e libertatea de exprimare, ca să nu spuneți că nu funcționează chiar nimic în țara asta și totul e pierdut, măcar libertatea de exprimare încă există. Domnule Miruță, chiar așa nu mai e nicio speranță? Trebuie să plecăm toți din România? Dumne, eu sunt unul care m-am întors în România, crezând că în România se mai pot face lucruri bune. Da, are mare dreptate telespectatorul dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, există, așa, la nivel general, oarecum un interes din partea celor care fac legi, fie direct spre ei, fie spre grupurile pe care ei reprezintă. Probabil că asta există în politică și în alte, și în alte democrații. Ceea ce lipsește în România față de alte țări unde aceste lucruri se întâmplă de asemenea, e faptul că senzația mea e că în România legile le fac cei care nu prea înțeleg cum, ce se întâmplă de fapt. Adică sunt produse legi sau sunt redactate proiecte de lege de către oameni pentru un domeniu în care oamenii respectivi nu sunt pregătiți și nici nu prea înțeleg cum funcționează.
mai vin parlamentari în teritoriu, se mai plânge cât un director, cât un lider de sindicat, cât un om, se plâng îndreptățiți, însă parlamentarii, nepricepându-se mulți dintre ei, traduc plângerea omului într-un proiect de lege care nu prea are legătură cu problema pe care legea vrea să o rezolve. Această situație combinată cu interesul grupurilor parlamentare pentru fie afacerii personale, fie ale grupurilor care îi reprezintă, produc ce vedem că se întâmplă în România. Și revin, problema asta cu noroiul nu e una până la urmă creată, o problemă... E o problemă reală, reală, pentru care oamenii se luptă în fiecare zi. Oamenii trebuie să ajungă la acolo. Deci și ieri a fost noroi. Și astăzi e noroi. Acum când noi vorbim, și oameni probabil că sunt pe lângă benzile alea și alimentează cumva stocul de cărbune. Și noroi a fost și înainte de 90 în cariera asta. Numai că înainte de 90 n-a fost ceva. Eu cred că înainte de 90... Nu s-au plătit certificate de dioxid de carbon. Asta e o problemă care, într-adevăr, ar trebui să preocupe clasa politică și polițienii. Preocupă, dar de... Da, dar aici discuția e amplă. Nu se vine înainte Germania de 90, nu se plăteau certificate verzi. Nu mai are voie. Nu se plătea de 4 ori apa la complexul energetic Oltenia, apa la pentru răcire. Astea sunt probleme care pot fi rezolvate. Și problema cu noroiul. Pot fi rezolvate salarii de 18.000 de lei sau de cât aveam. Pot fi rezolvate, domnul Măruță, mergând în fața Uniunii Europene și în fața Germaniei în mod special și spunându-i că nu e ea statul care poate să producă și noi suntem. Cine trebuie să facă asta, domnul Lădaru? Și noi suntem niște slugi. Guvernul României. Păi guvernul. Acum guvernele care au parlamentarii. Acest guvern merge. Poate nu l-ați observat. Poate nu ați observat că merge. Păi domnule, nu se ocupe de problemele astea cum poate e. Poate nu ați observat cum se ocupă să scape de dosare penale. Poate nu ați observat cum dă Comisia Europeană ordin să se facă dosare penale. Păi despre ce vorbim? Domnul Dor, eu am mai văzut unde? Și a apărut în toată presa. Eu am mai văzut și participarea... Poate n-ați văzut cum dă Comisia Europeană ordin acolo și acum Comisia Europeană vine și ne spune noi nu comentăm. Cum nu comentați, mă? Cum nu comentați? Dați nume și spuneți să se dispună măsuri judiciare? Păi nu vă este rușine? Eu am văzut reprezentanții guvernului care au mers la Bruxelles la Comisarul European pe Justiție și râdeau până și cameramanii. Care? Despre ce râdeau? Am văzut pe domnul Tudorel, toate care au mers la... Despre ce râdeau? Păi sigur că râdeau. Acum Germania se duce în Polonia, unde Polonia a luat atitudine față de Uniunea Europeană. Se duce în Ungaria, unde Ungaria a luat atitudine față de Uniunea Europeană. Se duce în Cehia, se duce în Slovacia. Așa și România va trebui să ia atitudine. Dantie, acolo merge cu capul plecat, acolo cine ajunge sigur. Nu știe cum să facă lobby spre a-și mai face diverse interese. Păi iată că acest guvern nu mai merge că așa. Că România e așa pe țară din Uniunea Europeană. Acest guvern nu mai merge așa și toată lumea critică și face legi pentru el. Am intrat într-o discuție sterilă, tipic pentru politicieni. Trăim în România, da, din fericire sau din nefericire, trăim în Gorj și noi suntem în mod direct afectați de ce se întâmplă în complexul energetic Oltenia. Și vă mai spun un lucru. Râdem, glumim, unii spun că vor mai dura resursele astea 20 de ani, 25 de ani. Eu vă spun și asta o știm cu toții. Resursele sunt epuizabile. Noi n-am făcut nimic, repet, nimic, pentru a crea o alternativă la Gorj. Și credeți că minerului respectiv îmi place? Dacă avea o alternativă, pleca de acolo din noroi. Nu are și de-aia stă acolo. De-aia nici nu fac politicieni nimic, pentru că știu că există CEO. Încă mai există. De-aia nu fac nimic. Trebuie să facem. CEO ne produce probleme, credeți-mă. Și pe mediu și pe tot ce vreți dumneavoastră. Și PSD și PNL a avut secretar de stat, premier, are și acum parlamentar. Cine ar vrea să facă minerul? Păi stai puțin, domnul Miruțel, reveniți-o. Sunteți un politician mai redutabil în declarații decât mine și decât Lădaru. Mai înainte ne spuneați că n-are voie Dulceanu să facă interpelări. Păi ce să facă parlamentarul? Nu, domnul... Păi asta ne spuneți acum. Înțeleg ardeala noastră avocațială, dar nu are legătură una cu alta. Are. Vâlceanu poate să facă interpelări, că îi permite legea. Bravo. Eu am spus că nu vine cu propuneri. Vine că nu face interpelări. Interpelarea e diferit de propunere. Și propunerea este una singură. Bani mai mulți pentru investiții pentru CEO. CEO a creat un profit. Da? Și să se întoarcă mai mult la CEO. Eu nu v-aș da un leu dacă pâinea costă un leu, dumneavoastră o cumpărați cu 3. Întâi trebuie ca banii pe care îi primesc mult sau puțin să fie folosiți la prețul corect. Domnul Miruță, ce se întâmplă în CEO, senzația mea e că nu-i la preț corect. Cum se întâmplă? Și din cauza aia uite, e situația eu chiar care... sunt minunat, chiar zilele astea am un dosar cu CEO și am pus un dosar pe rol. Vin sub prețul de licitație anumite firme, deci sub prețurile de licitație... Dintr-o multitudine de lucruri care se întâmplă la CEO, sigur că sunt și eșantioane de genul care spuneți dumneavoastră. Eu vă întreb, dumneavoastră știți ce se întâmplă la CEO? Că văd că deja ne țineți lecții. Per ansamblu nu știu. Să vorbim la nivel general, putem să vorbim. Dumneavoastră care considerați că știți mai bine ca mine ce se întâmplă la CEO. În unele probleme
Canada. Credeți că prețurile care sunt interacționează CEO sunt cele corecte cu entitățile private sau nu? Am datoria, fiind avocat și de profesie, n-am ce să fac, să plec de la prezumția că sunt niște licitații care sunt făcute pe SEAP și sunt în conformitate cu legislația din România, da, pe care de consecință, nefiind neexistent nicio declarație. Mâine se judecă procesul cu Șova. Niște servicii care deocamdată sunt suspecte că au fost inventate acolo juridice. Da. Dar asta nu înseamnă că contractul a fost inventat. Serviciile facturate au fost inventate sau nu. Cineva a acceptat umflarea unor sume de bani pentru anumite scopuri. Vedem știți acum, discuția cu stație de sulfur, cu instalație de sulfurare. Se pare că s-a făcut o instalație de sulfurare într-o exploatare care după ce s-a făcut s-a închis. Și vorbim de câteva de aproape milioane de euro. De sulfurare se face la grupuri, nu la grup, de carieră. Da. La instalația, spus de carieră, da. Domnul Măgăsă. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, ne revedem imediat. Bilet pentru cei dragi. Știu că vă plac dulciurile, dar nu aveți timp să le faceți în casă. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de fuietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor. Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe. Cu multă pasiune, Aida. E vremea să mergeți la patiseria Aida. Toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești la patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la patiseria Aida din Târgu Jiu, strada Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, cu multă pasiune. Patiserie din 1994. Mașina ta merită să fie remarcată. O mașină curată atrage toate privirile, iar spălătoria auto Eson atrage toate mașinile. Curățare interioară și spălare exterioară cu spumă și perii automate, limpezire și aplicare de ceară lichidă. În doar 7 minute pleci cu mașina curată și uscată. SC Eson SRL, în Târgu Jiu, pe strada Dobrogeanu-Gherea, numărul 33A, la ieșirea din oraș pe partea stângă, după ce treci pasarela. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici și aici și da, și aici. Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Ești licean și te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu te pregătește pentru o carieră de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie, calificări autorizate prin ordin al Ministrului Educației. Alege alternativa la învățământul sanitar post-liceal de stat și vei avea asigurată calificarea de nivel 3 avansat în domeniul sănătății. Profesori și medici cu o temeinică pregătire profesională fac parte din corpul profesoral care asigură pregătirea cursanților. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în Spitalul Județean de Urgență Gorj, spitalele orășenești, clinici private, farmacii și companii farmaceutice. Se oferă posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în clinici din Germania. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu, Calea București, numărul 71. Școala unde vei deveni asistent medical, o profesie pentru Europa. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Da.
Da, am revenit în emisiunea noastră, vorbim despre problemele de zi cu zi ale județului, vorbim despre Nămol, deși afară este zăpadă, Nămolul îi preocupă pe politicieni, pe angajații companiei, pentru că ei toată ziua stau în Nămol, în zăpadă și în ger. Încă mai unde să stea în Nămol, în zăpadă și în ger. Unii dintre ei au început să întrebe dacă vor mai avea unde să lucreze de mâine încolo și chiar se gândesc să plece. Unii au și plecat, domnule Pecingine, de la compania aceasta. Până la urmă, are cineva vreo strategie? Cineva, mă refer la clasa politică din Gorj. Domnul Marius, dacă mă întrebați pe mine, dincolo de frecușurile și de atitudine vehementă pe care... Auzi pe undeva, putem cred că pe radio, sau, domnule Pecingine, am văzut pe radio undeva? Ați auzit la Weber, radio, pe radio. Nu, am citit pe site. Pe site-ul Radio Infinit, zice domnul Weber, proiectul Drumul Express rămâne unul de suflet pentru noi. Să nu rămâne de suflet, are română o completare la suflet. Se prinde și o lumânare. Să nu se ducă de suflet. Dar mi-e teamă că de suflet colivă. De pe vreo domnul Inischie tot de suflet a fost. Nu, dar de suflet a fost și al domnului Greblă, același drum expres, parcă. E bine că au sufletul mare. Da, e un suflet care se extinde. Eu vreau să spun altceva. Dacă de la o era la alta. Putem să ne certăm, dar să ne certăm constructiv pe anumite teme și cred că e momentul pentru Gorj. Și să nu ne mai lipim de CEO, că ne trebuie CEO doar ca să, nu știu, să avem o anumită influență, să găsim niște soluții, pentru că CEO produce probleme pentru Gorj. A început să producă probleme pentru Gorj. Nu e un lucru benefic să ieșim, ok, ia premie, e treaba lor ce fac acolo, dar noi ca politicieni trebuie să avem responsabilitate, indiferent de culoarea politică, și să facem, dacă vreți, știu, sună bombastic, o strategie pentru Gorjul ăsta, pe termen scurt, mediu și lung. Pentru că vom avea probleme, cel puțin generația noastră, celor care stăm aici la masă, vom simți aceste probleme din plin. Și cred că trebuie să ne unim cu toții. Nu spun acum, trebuie să facem frăție, dar niște idei pot să vină și de la PNL, și de la PSD, și de la ALDE, și de la orice partid politic, de la orice om poate să vină o idee bună, să le spunem și să spunem, domnule, ăsta e obiectivul nostru. Păi noi nu avem niciun obiectiv pentru județul Gorj, indiferent de ce spunem noi. Tot timpul am spus, domnule, exact ce spunea și dumneavoastră, e CEO, avem, suntem asigurați, iată, CEO produce. Dar care sunt obiectivele și ideile venite din partea Partidului Național Liberal? Ce propunem, domnule, în loc? Nu, în loc, e clar că trebuie investitori ca să pot să asiguri. Nu, măcar asta e generic, nu pe cinci, trebuie investitori oricui, concret. Agricultură. Infrastructură, domnule. În primul rând ne trebuie drumuri, fabrici, îți trebuie drumurile ca să ajungă aici. Păi drumul expres de suflet, când apare asta? Și pe ăsta care le avem, uite ce probleme creează. Unele dintre ele chiar probleme foarte mari și se pune întrebarea dacă au respectat parametrii și dacă au fost construite așa cum trebuie. Probleme foarte mari este eufemism, că deja mor oameni, ele nu mai sunt asta probleme foarte mari. Asta vreau e drumul morții, deja denumitul, și noi ne gândeam că acolo trebuie să fie o stradă expres. Românul își pune podețul ăla la poartă, să stea pe el să bârfească toată ziua. Păi nu, asta e vorba, nu l-a pus românul, l-au pus cei care au făcut drumul, cei care au făcut drumul. Nu, vrea să oamenii în curte. Da, nu, e corect. Nu, e vorba de capătul de fără. E pus șezătoarea aia acolo. E vorba de capătul de pod. Trebuie să ai capăt de pod. Da, unde stă omul cu dosul să bârfească toată ziua. Acum, asta vine din mentalul colectiv. Se pare că din perspectiva studiilor rutiere, nu știu care e explicația lor, dar au explicație pentru asta. Să nu cadă la vizibilitate. Faptul că șoferilor să crede atenție, acolo e un obstacol, la că vă stragă pe dreapta, nu știu care sunt, dar nu cred că le-a făcut cineva întâmplător. Nu, păi nu sunt făcute prost, pentru că acolo nu trebuie să fie decât rigole și să faci trotuar pentru oameni să meargă pe lângă porți. Ei n-au trotuare făcute, dar au capete de pod făcute. Da. Deci trotuarul intră în responsabilitatea autorităților locale, acel capăt de pod intră la tot. În Germania există așa ceva? Nu există așa ceva. În Germania nu sunt străzile de să stragă prin mijlocul satului. Da. Adică sunt străzi, dar alea sunt circulate, nu cu drum european. Oile, să treacă caprele, prin căruțele, nu trebuie european, să se facă capete de pod, nu există nicio explicație logică pentru că nu știu, poate există la drumul național, poate există într-adevăr. Sunt convins că e drumurile, trebuie să mai luăm un telefon că am ajuns de la Nămol la capetele de pod. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, să trăiți. Bună seara și dumneavoastră. Vă salut pe dumneavoastră, domnule, și invitații. Vă salutăm și noi. Am văzut că toată lumea vorbește, știți cine sunt, nu trebuie să mă prezint, că bănuiesc că după voce și când o începe să acuză spunea și asta mă veți cunoaște. Toată lumea vorbește de CEO, toată lumea vorbește de memoarele din carieră, prea puțin vin acolo, foarte mulți își dau cu părerea, acuză în stânga și în dreapta că de ce stăm. După 30 de ani activitate,
credeți-mă că am o ambiție personală de nu vreau să plec. Că aș putea să eu chiar aș avea alternative, dar nu vreau. Alternative în Gorj chiar nu sunt. Ca să lucrezi în altă parte să câștigi, trebuie să pleci. Ca Tudor știm toată lumea că se câștigă foarte bine în alte părți. Dar eu aici am stat 30 de ani, am muncit pentru compania asta și nu-mi place să vină unul să-mi spuie pleacă acasă. Nu vreau deocamdată să plec acasă. Lucrez aici, e compania de care trebuie să beneficieze toți gorjenii și toată țara. Cărbunele se extrage cu 50-80 de lei tona, între 50 și 80 de lei tona. Haideți să vedem de ce ajunge atât de scump curentul la populație. Lucrăm pentru foarte mulți angajați TESA, care plimbă hârtii din stânga dreapta și nimeni nu vrea să ia atitudine. Acolo sunt banii care se pierd. Toată lumea spune că eu are profit foarte mare și ar avea și mai mare, cu un management bun. Dar Boza preferă să mănânce pisea cu sindicatele și să nu se așeze la masă. Fraților, ce facem? Ne aruncă 100 de lei de angajat, nici n-au ajuns la toți angajații, vă cred. Credeți-mă. După 12 ani, mie m-am luat cu ei de piept și am ajuns în stadiu să mă amenințe că mă dă afară. A semnat contractul de muncă pe capota mașinii. Acum două săptămâni a semnat pe ca mai mare jena, pentru că mi-au oprit contribuțiile alea doar mie. Fiindcă n-am semnat contractul din 2016, n-am semnat contractul și nu mi-au dat compensația fiscală și practic m-au forțat să semnez. O câștigam poate până la urmă, dar după 2 ani de zile, în fiecare lună să pierd 7-8 milioane în salariu, nu-mi convine, că nu l-am atât de mare, credeți-mă. Nu l-am atât de mare. Și am fost nevoit să semnez, practic m-au șantajat. Am semnat. Mi-au dat după 12 ani, două clase, mai mare rușinea. Deci, acum 10 ani eram 9-2, acum suntem 2 bolnavi, 2 puțin mai sănătoși. Și după 12 ani îmi dai două clase. Unde sunt clasele la 4 care, 5 care, 2 au plecat, 3 au murit? Domnul telespectator, stați așa să... Că există două discursuri la Complexul Energetic Oltenia dinspre angajați, ca să lămurim până la urmă. Un discurs al sindicatelor și unul al angajaților. De ce există discursurile astea paralele? De ce că nu putem, domnule, de ce nu e o voce unică? Că senzația asta este că una se vorbește despre sindicate, una despre angajați. Păi care voce, domnule? Sindicatele vin și au luat clasele, au ieșit în producție toți. Mai vedeți vreun lider de sindicat în carieră? Nici unul. Nu mai calcă nici în vizită pe acolo. Vin pe la autobuze, prostesc 2-3 năruși și uite ce să faci, că omul îți bagă pumnul în gură și te amenință că te dă afară. Mulți dintre ei chiar n-au ce, nu știu ce să facă și n-au să duce. Oamenii aici au lucrat. Nu poți să lipi pe ăla de la Târzești, de la Bănești, de la Bălești, nu știu de unde, naiba, să le să-l duci să lucreze în altă parte dacă el a stat cu 30 de ani. Și e frică. Mie nu mi-e frică că mie n-au ce să-mi facă, până la urmă urmă afară din casă, nu mă dă decât Dumnezeu. Mie nu mi-e frică, eu le spun în față. Liderii de sindicat sunt vânduți sau vândut în piață publică. Ne râd de nas și Boza și toți din conducerea companiei ne râd de nas. N-au bun simț. Ia mii de euro. Păi, dom'le, să conduci o companie de asta, să pleci cu sacul de bani acasă și să grâzi. Vine și Botărică și spune cât i-a dat. A pus în instanță, pe cine știe situația, că a văzut. I-a văzut, știe cât se pervește. A venit în instanță și a spus că mai bine dădea din buzunarul propriului Medinsul banii să plece decât să-i dea din companie. 1 miliard de nu știu cât ca să plece ăla acasă. De la al nenorocii, la 75 de ani, a luat bani din companie ca să plece acasă. Vă rog să vă corectați limbajul. Mă rog, să nu mai spună, nici nu trebuie să-i pomenesc numele. Ăla bătrânul care nu mai pleca decât în căruțura. Vă rog să vă corectați limbajul. Nu e un defect că e bătrân. Jignim pe toți bătrânii din țara asta, domnule, și unii sunt înțelepți. Păi, vă rog frumos, am fost un salariat al companiei, sau cum îi spuneți, dar nu la 75 de ani, la 75 de ani, și altul de 20 de ani nu i-a angajat că i-a luat terenul. Așa deci la 75 de ani vreți să spuneți că avea bun simț? Dar nu, dar zic, nu-i jigniți, nu folosiți invective sau insulte. În sensul ăsta vorbeam, nu că aveți o opinie. Medințul merită jignit toată viața. A luat bani. Da, domnule, dar nu-l jigniți la emisiunea asta, că eu nu vreau să iau amendă. O plătiți dumneavoastră? Bun. Nu mai asta vreau să vă spuneți-vă opinia, dar în limitele bunului bunei comunicări. În sensul ăsta vorbeam cu dumneavoastră. Nu că am eu ceva cu el sau nu am. Dar
Nu, când zic mediințul, nu, nu am nimic cu nimeni. Nu știu dacă cineva la 75 ani se mai duce la serviciu. Și nici nu mai, mai lucrez în companie acum? Nu. Păi nici nu mai lucrez. Ziceți de ăștia de acum care conduc, nu de... Ăștia de acum a angajat pe lor, pe copilul mediințul, pe copilul Rușescu, pe copilul lui ăsta, lui Golea. Așa, ziceți de care sunt acolo, care au ieșit în decor. Lucrează în companie copilul lui Golea. L-a întrebat cineva ce activitate prestează la București. Spune cineva, sunt 42 de persoane care lucrează la București. Și vă spun eu că n-au 1900 de lei salariu. Păi nouă pentru că acolo nu e nămol la reprezentanță. Păi și de aia, da, și le trebuie bani de troleu. Să le trimiteți un camion de nămol prin... Unde, în nu, cine, le ducem, pe ce de reprezentanță ce nu le duce, domne, da, când îi trimit pe lume de sindicat în emisiune, stați când au fost ultima oară în carieră. Nu știu când au fost, când am fost... ultima dată eu am fost la Jilț, într-o carieră. Și ați văzut ce e acolo? Am văzut. Eu vă spun că merg zilnic și merg de 30 de ani. În ultimii 10 ani s-a ales praf. Vă spun eu că n-a fost chiar așa. Deci, cam în ultimii 10 ani, de când și-a băgat politicul coada, așa este. Spuneți-ne, ca să nu plec, rămânem nelămuriți în seara asta, ce se poate face? Că zic, domne, nu scăpăm de nemol. Dar există niște proceduri care se pot aplica să se reducă nămolul, să se extragă apele, da, să da, dumne, se pun da, niște dumne, benzi se poate, pe deasupra, ce se poate face? Vă spun se tasează cu niște utilaje sau... Da, e o soluție pe care nimeni nu i-a în discuție. Excavatorul de 2000 din Poiana a fost retras de pe balastru. Putea să ia balastrul ăla, că e deja plătit, și să-l băgăm pe drumul, să facem drumul în carieră. Se poate face ceva. Avem o singură rabă, cu 20 de ani, aveam 20 de rabe. Să mai aducă utilaje, să reducă cheltuielile cu personalul TESA, care nu au ce căuta prin birouri. Banii de acolo se bage în investiții și în infrastructură și în drumuri și în tot ce ține. Avem balastul, de fapt, noi cumpărăm de la sarcină, balastul de excavator de 2000, care trebuia să funcționeze pe balastul, nu mai funcționează. L-au retras. Nu intrabă nimeni, Boza nici n-a venit nici în vizită pe acolo. Să pui mâna pe cizme, să vină în carieră, că ia 15.000 de euro. E pe urma prostilor. Eu îi spun în față, i-am spus-o și îi spun mereu. Se pune mâna pe cizme să vină în carieră, că de aia bani. Nu în birouri, să stea în birou cu secretara. Are secretară frumoasă, îmi place și mie. Dar să vină și în carieră, să lase secretara. Păi stați, domnule, acum... Pentru banii care ea trebuie să ajungă în carieră, să vină să vadă care e starea de fapt în carieră, că de aia ia atâta bani. Și domnii de la... Domnul Lădaru și cine mai este domnul în puloverul roșu, că nu știu cine Miruță, e domnul puloverul roșu. Miruță, de la USR. Da, domnul de la USR, președintele USR Gurs. Să știe că tot timpul politicul s-a băgat coada în angajeri și în conducerile companiei astea. Nu suntem chiar atât de proști, că nu știm. Dar n-am spus niciodată altceva, domnule. Eu asta și acuzam. Și domnul Pecingine de la PNL. Pecingine știe. Pe domnul Pecingine știu. Domnul de la domnul Lădaru, am spus că e reprezentant în Parlament, ar fi trebuit să gândească mult mai mult la compania asta, toată lumea, nu numai... în primul rând să înceapă cu Boza. Boza nu este în stare să face structura, du-te în altă parte. Nu trebuie... vă spun, toți lideri de sindicat au ieșit, n-are nimeni curaj să o spuie, îl scoși din producție, nu mai muncesc, să-i întrebe activitatea din ultimul an pe lideri de sindicat, pe toți. Cu asta să înceapă Boza. Să ne pună pe toți pe hârtie, bă, ce-a făcut tu astăzi? Tu ce-a făcut și astăzi? Să scrim fiecare pe hârtie, că vă spun, mulți dau colile albe. Mulți dintre noi dăm colile albe, că nu știu ce să scriem, că am făcut în ultima lună, nu mai vorbesc în ultimul an. Da. Dar nimeni nu ia atitudine. Să ia atitudine, să-mi tu mai plângă și să te bără pe ăla, că postă ăla, că merge în cizme pe lângă... Păi să mă vedeți pe mine cum arăt mâine sau în altă zi. Să mă vedeți pe mine cum arăt. Și pe urmă, pe mine trebuie să mă preiază. Vă primesc câteva poze pe domnul Pecingină, cred că le-a văzut. Ud fleașcă și eu lucrez cu curent. Eu dacă mă duc ud și pun mâna pe creștele de sudură care are curent în el, ce fac? Mă ia colțul. Dau colțul imediat. Doamne ferește. Păi, Doamne ferește, dar ăștia sunt riscurile. Pleci pentru un amărât de salariu, că vă spun, dacă îți poate sporul de carieră din salariu,
dacă scoate sporul de carieră, sporul de pericol, coborâm la 1700 de lei salariu după 30 de ani și nu știu dacă are compania mai mult de 500 de ori la nivelul meu. Nu știu dacă are mai mult de 500 de ori de nivelul meu. Da. Și mie spune un lider de sindicat că nu trebuie să fiu pe maxim, dar pe cât să fiu băieșaș? El are clasa 38. Eu am clasa 29 după 30 de ani de activitate. Ar trebui să le fie rușine la liderii sindicat să ne treacă pe dinainte. Nu știu, dumneavoastră îi alege, să știți. Nu, nu, nu noi alegem, domne, că eu nu sunt în stare să-l schimb pe Golea. Golea nu mai e angajatul companiei, dar e tot lider de sindicat. Cine ține în cârcă, nu știu. De fapt știu, Boza ține în cârcă și cu, și cu Pârvulescu. Că știu sigur de ce-l ține Pârvulescu. Mi-au spus oamenii că l-a ajutat să câștige în fața lui Petre Nica. Da, domnul... Domnul telespectator, suntem pe finalul emisiunii, da. Mulțumim pentru intervenție, o seară bună, sănătate și salariu mărit, dacă se poate, și fără nume. După intervenția asta nu cred. Da, făcut o pauză, mă gândeam dacă va fi salariu mărit sau îți va găsi el în altă parte. Nu, deși spectatorul are... Sudor, cred că... Își găsește foarte ușor în altă parte. Găsește, da, și în afară țării. Da. Un sudor în Belgia, domnule, cred că știți mai bine, Miruță... Mă refer la salariul meu, parcă știți cât câștigă un sudor. Cred că la, ajunge la 2000 de euro, 2500. E vorba de omul că și-a trăit viața aici. E vorba de, deci de faptul că omul și-a trăit viața aici și trebuie să rămână aici. Mare. Nu poți să... Să-l dai afară din... Vreau să-i spun, domnului, că USR, printre motivele pentru care s-a implicat în politică, e ca aceste entități să nu se mai repete, ca acești politicieni să nu se mai implice în ceva ce nu pricep și din ceva din care încearcă să obțină doar interese. Pe de altă parte, fiindcă îl întrebasem pe domnul Pecingine și părea o mică ipocrizie dacă pe dumnealui îl întreb și eu nu răspund vis-a-vis de soluțiile posibile, sigur. Că, nu știu, pentru Gorj? Pentru ce? Pentru că sunt un pic și interdependente. Gorj cam depinde de ce se întâmplă. Nu, mă gândeam că trecem dincolo de ce la un moment dat și vedem cine va rezerva viitorul. Nu cred că e o persoană care găsește soluția perfectă. Cred că trebuie analizate mai multe propuneri. Eu vă spun, fiindcă în ultimul timp mai particip la emisiuni și pe buzele multor realizatori există discuțiile astea despre ce se va întâmpla când va dispărea CEO și care e problema. Dacă nu știați, din Gorj, noi avem un gorjean extrem, extrem de recunoscut la nivel internațional, trăiește în Norvegia. Este specialist în sensul că are doctorat, în sensul că face politici energetice la nivel european. În ce partid e? Nu e niciun partid. Atunci nu mai spuneți. A fost olimpic internațional. Dacă... Și mi-a zis în felul următor, domne, că eu nu spun din punct de vedere politic, eu spun din punct de vedere științific. Că vreți sau că nu vreți, treaba la CEO se va termina mai curând decât credeți. Persoana respectivă a fost implicată și în Ministerul Energiei ca și consultant din partea unei firme străine și știa situația mai mult decât îmi imaginam. La CEO, mai mult de jumătate din costurile companiei sunt consumate pe salariați într-o entitate de producție, CEO produce, da? Într-o firmă care produce, niciunde în lumea asta, costurile nu sunt pe jumătate într-o firmă care produce doar cu plata angajaților. El spunea, domnule, știți că pe la voi o să treacă o conductă, Brua, care până la urmă se pare că va trece. Și una dintre propuneri, vă respect, nu e a mea, eu o spun mai departe, fiindcă am primit-o de la ea și pare cu sens, la CEO lucrează două categorii mari, cei din exploatare și cei din energie, energeticieni. Dacă resursele sunt epuizabile mai repede, când ei spuneau undeva la 12-14 ani, conform studiilor lor, nu trebuie să ne trezim în situația în care vedem că cei 13.500 de oameni toți nu mai au ce să facă. Și atunci trebuie să ne gândim la o modalitate de tranziție lentă. Tot ce e lent și nu se întâmplă brusc, știți cum e, nota 5 e mai bună decât nota 4, chiar dacă e notă mică. El spunea că a existat posibilitatea ca, fiindcă această conductă Brua trece destul de aproape de termocentrale, ca termocentralele să fie modificate astfel încât să producă curent pe bază de gaz și nu pe bază de cărbune. Și astfel s-ar realiza menținerea în piața muncii a energeticienilor dacă celor din exploatarea cărbunelor n-ar mai exista. Și conform analizelor lor, nu e o situație foarte profitabilă, dar e mult mai profitabilă decât dacă s-ar închide brusc. Vis-a-vis de marile investiții și marile cumpărări ale chinezilor și ale cui mai se mai discută că potențial ar putea exista, este unul de calitatea lignitului din bazinul Motul Rovinari.
este mai scăzută decât calitatea lignitului din alte țări. Mult mai scăzută. Nu că deci undeva la 1000, ei spun că ceea ce calitatea lignitului din zona noastră, în alte țări precum Germania, Polonia, nici n-ar prea fi considerat lignit. În aceste condiții, de ce credeți dumneavoastră că un investitor ar veni și ar plăti o investiție privată dacă materia de bază primă e de o calitate proastă? Nu poate să ardă altceva acolo decât acel cărbune pământ ce avem. Chinezii când au venit, au testat. Nu, chinezii au încercat altceva. Chinezii au propus altceva și chinezii sunt mulți, dar nu sunt chiar toți proști. Ei cer un preț minim al energiei garantat de stat. Asta au cerut și la Cernavodă. Pentru că își fac business-ul astfel încât, domne, mie îmi garantați că 20 de ani îmi plătiți pe kilowatt-ora suma respectivă de bază. Sigur că e și neconstituțional. Și nu știu dacă și împotriva legilor europene și nu se va întâmpla așa ceva și atunci ei nu vor veni. Dacă vă imaginați complexul energetic Oltenia, pe analiza, pe povestea cu CEO, fac cercetări oameni de știință de care noi habar n-avem. Se făcuse la un moment dat calculul dacă s-ar merita să se ardă la CEO cărbune din Valea Jiului, care acum merge la Paroșeni. Și spuneau că transportul lui ar face, chiar dacă e de o calitate mai bună, că huila din Valea Jiului e calitativă energetic mult. Consumul trenului, ca să aducă cărbunele aici, ar dezeficientiza un pic, pentru că treaba că trebuie gândită la nivel național. Bine, nu se mai face în Valea Jiului, măcar facem aici, unde se pare că sunt un pic mai îmbunătățite infrastructura. Și poate că una dintre propuneri asupra cărei ar trebui să se gândească cei din Ministerul Energiei ar fi analiza situației, dacă nu numai acest om, oamenii care analizează situația ar fi eficientă sau nu. Da, nu trebuie să spunem nimănui că oamenii pleacă acasă mâine, că nu vor pleca mâine, însă toți oamenii trebuie să știe că se va pleca acasă. Politic nu e o declarație din care îți câștig. Însă eu mă implic pentru ca lucrurile să nu se întâmple neapărat la Târgu Jiu, așa cum s-au întâmplat din cauze politice în Valea Jiului și în alte părți din lume. Dar la Târgu Jiu trebuie să ne... Știți cum e? Faptul că ai cancer, mai bine îl știi că l-ai și îl tratezi. Decât să trăiești 10 ani în plus, decât să mori a doua zi. Eu n-am văzut la nivelul CEO și am fost într-o emisiune cu un lider de sindicat, și cu care acum e fost lider de sindicat și care acum e în directoratul CEO, nu există o strategie. Dom'le, știm ce vom face de acum peste 5 ani la CEO, avem un astfel de plan. Și dumnealui îmi explica plauzibil, dom'le, nu prea știm pentru că la nivel internațional se tot schimbă reguli. Dar însă și faptul că am putea face lobby ca acolo acele reguli să nu se mai schimbe, astfel încât să putem face și noi un plan, e o situație. Ce câștigăm dacă stăm și vedem a doua ce trebuie făcut în funcție de cerințele lor? Domnule Miruță, vă spun doar așa. Știți cât la sută din energia din Polonia e pe bază de cărbune? Dacă nu greșesc, în jur de 50%. Dar... 90%? Da? Nu știu. Oare ce fac polonezii aia? E un cărbune... Se închide toată țara? E un cărbune mai bun. Nu au posibilități, poate ca în România, cu eoliene, hidrocentrale... Da. 90%. Nu, țin la industria lor și țin deci la industria sigură. Deci la noi ar trebui să fie floare la ureche să modernizăm da, și să poate cauză căminte mai mari decât sunt în bazinul motorovinare. Păi nu, dar noi avem doar 30% din energia totală. Sau 25%. Până nicio secundă că ar putea dispărea ce o brusc. Ar trebui să ne fie la îndemână să modernizăm. Nu mă gândesc, atunci când faci un proiect, iei în calcul toate situațiile posibile. Una dintre situații care trebuie luate în calcul la demararea unui proiect la Gorj e că acest zăcământ este epuizabil, cum spunea și domnul Cingină. Se pare că epuizarea lui e destul de rapidă. Trebuie să facem un calcul. Se spune că în 2021 trebuie investit nu știu câte miliarde pentru retehnologizare. De acord, da, dar de ce nu facem? Dar Bălășoiu a venit și a spus că peste jumătate din... unitățile de producție din Europa au aceeași probleme ca și noi în 2021. Și nu da. Vei putea să te da, e o mare diferență. Dar haide să vedem. Păi da, vine Germania să ne impună nouă modalitatea, însă nu poluăm când ei poluează de 100 de ori mai mult decât noi, indiferent ce am poluat noi. Adică vine un stat care poluează enorm de mult și vine și ne spune, știți, poluați prea mult cu furnalul al vostru. Păi seama că noi poluăm infinit mai puțin decât voi, dar nu vă e rușine. Da, domnule, așa trebuie mers și spus așa acolo. E, dar păi așa trebuie să meargă oameni care știu ce spun. Deci știți că algoritmul reprezentativității în funcție de conducere la nivelul Parlamentului European și la nivelul Comisiei Europene e proporțional cu populația. România ar trebui, mi se pare, să aibă a 5-a sau a 6-a reprezentativă la nivel de conducere. După ce a plecat Marea Britanie, da? Asta ca populație. Da.
România are a 26-a. A, de acord, la funcțiile la funcții, administrație. În administrație, da, e penultima. Da, ar fi trebuit și să primească a 6-a. Da? Deci, parlamentarii României, europarlamentarii României care merg acolo, în loc să facă un grup, că sunt destui, sunt vreo 32 sau 33. 32, acum urmează, da, să fie 33. Da. Ei nu știu cum să se alieze fiecare pe lângă câte un grup mare, astfel încât să spună că au și ei pe cineva acolo. Vă amintiți pe Elena Băsescu, vă amintiți atâtea alții pe Gigi Becali. Deci cu tot respectul nimic pentru oamenii ăștia, dar ei nu pot capta audiența altor parlamentari când vin acolo și se bârbâie și în limba română. Deci nu facem nimic, nici în România, nici la... Ba la facem, domnule Moise. Ceea ce facem depinde care... de gradul de implicare a oamenilor care împuternicesc acele persoane să ajungă acolo. Este vorba de a ne redobândi demnitatea națională, despre asta e vorba până la urmă. Da, chiar este vorba despre asta, nu e vorba de naționalism aici, dar astea e vorba de a fără fi... Substanță. De a... Păi dar nu este fără substanță. Păi și ce face? Tu mai spune domnul Miruță că foarte simplu, stau nu, acolo cu gura căscată. Nu închis complexul energetic Oltenia, păi indiferent de ce vrea Germania, punct. Cei 33, ce dracu, ce doamne iartă-mă fac acolo? De acord și cu dumneavoastră, dar nu să închidem. Nu îl închidem că vrea Germania. Și spune, atenție, spunea domnul Miruță și spune foarte bine de un specialist că se termină, dar dacă se termină resursa. Luați o carte a domnului Emil Huidu, un mare cumpăr specialist în minerit, vezi la fel pentru că acum 10 ani, care spunea exact ce spune domnul Miruță, acum 10 ani spunea în 22 de ani se va termina rezerva. E un fost director mare deci din minerit. Acum 10 ani de acord, dar nu facem ce nimic. Ce facem? Domnule, eu cred că e o travă pe care oamenii aceștia li se dă să fie băută în fiecare zi, fără să li se spună adevărul. În 2021, credeți dumneavoastră că cineva va investi dacă li se spune că peste 7-8 ani se va închide Șandramaua? Păi ar fi și păcat, da, să investești. Cine dacă credeți închide, că aprobă, da, creditele, da, alea? Că ea nu sunt chiar tâmpiți când dau banii. Băncile și atunci, hai să ne otrăvim la în 4-5 ani, că mai vin câteva tururi de alegeri și mai câștigăm ceva de pe urma vieților oameni. Da. Și problema nu doar cu Nămolul, că Nămolul e pentru că a plouat, eu a stat în ploaie și când a plouat. După ce se va da soarele, va fi praf. Oamenii au probleme în continuu acolo. De asta acolo spuneam, că Nămolul e o problemă de suprafață, care e exploatată politic. Nu, Nămolul e doar o problemă în care parlamentarii își umflă mușchii ca să mai capete cât un interes politic. Trebuie să oprim, să încheiem acum emisiunea, pentru că mai avem un minut și intră știrile peste noi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în seara aceasta. Vă aștept și în alte emisiuni cu teme similare sau cu teme noi. Rămâneți cu Tele 3, numai bine.